Alo, măi, dar uite, o vedetă așa pe ascunsele, așa, nu zici nimic. Da. Ce fac acum? Mă povestesc mai departe sau Da, cum? da, da. Deci, unde rămăsesem De la Simona? picior, când l-au tras cu pușca în piciorul tău. Ai, nu, că n-ai prins prima parte. Prima parte era că eu am întrebat-o pe Florentina, dar ce ai făcut până acum de nu ți-ai găsit bărbate? Că te-ai trezit de la 50 de ani în sus să cauți, da? Cam asta e și-o pus-o pe ea pe gânduri. Și, deci, după, eu când am avut operația asta, aveam 38 de ani, știi? Deci nu eram așa. Și la mine a fost atunci, a făcut un click, că înainte de operație, doctorul m-a întrebat, zice, dumneavoastră sunteți conștientă de ce diagnostic aveți? Și eu am zis, da, păi da, dar e capsulată, zic că nu-i dimensiune, deci poate fi scoasă afară, zic, nu-i dracu așa de negru, e gri închis. M-a lăsat așa la mine, zis, ia uite, și pe asta vai de capul ei, dar mă rog, eu trebuiam singură să mă, cum Încurajez, încurajez. încurajez, da. Și, dar ce s-a întâmplat? În urma acestei intervenții, că eu am avut mult după aia recuperare și asta, că mi-a scos tot, s-a dus în sănătos, mi-a scos mușchi, mi-a scos, adică nu numai un pic. Mi-am dat seama, măi, azi ești, mâine nu mai ești. Pentru că știi cum s-a întâmplat la mine? În seara asta eu am venit dintr-o excursie de la Barcelona și a doua zi eu am vrut să mă duc să alerg în păduri și am avut așa o durere nedefinită, parcă mă durea în partea dreaptă, parcă mă durea în picior, așa era o chestie care e așa. Și persista durerea aceea și am zis mai să mă duc la doctor să nu fie apendicele, că mai mă trezesc cu altă, așa. Deci m-am dus dimineață, la ora 9, mi-au făcut niște analize și au văzut că niște valori a sângelui sunt ridicate și m-au trimis în spital. Și seara la ora 4, eu eram deja cu un dosar așa și mi-a zis, a doua zi vă prezentați la etajul 4, acolo. Și eu a doua zi când m-am dus și când s-au deschis ușile la lift, mie mi-a căzut fața, pentru că scria mare de o șchioapă oncologie. Iar eu m-am dus la aia și i-am spus, nu știu, eu am fost trimis aici, dar cred că e o greșeală. Și aia mi-a zis, nu, sunteți bine aici la noi. Și deci se întâmplă totul de pe o zi pe alta, adică și nu trebuie să se întâmple nimic deosebit. Și atunci, fiind având experiența asta, după ce am avut intervenția chirurgicală și m-am pus, ca să zic așa, pe picioare, eu am zis, băi, eu trăiesc azi, că eu nu știu mâine ce e. Mai ales când, după o asemenea intervenție, căci toată lumea știe după o chestie de genul ăsta, nu știi, trăiești de pe o zi pe alta, că faci la 3 luni tot felul, de la 6 luni, după aia într-un an, după aia să treci 3 ani, să treacă 5, să treacă tot așa. Deci nu știi. Iar eu m-am poziționat, trăiesc azi. Eu n-am știut ce-i mâine, că nu știam. Poate da, poate nu. Și atunci mă bucuram de ce este astăzi. Cu prietenii, cu lumea, cu mergeam la teatru, mă duceam la, cum se cheamă, la muzei, mergeam foarte des în excursii, pe vremea trăiau încă părinții mei, deci ăsta era contextul. Și în 2014, deci acum 10 ani de zile, a fost o discuție care am avut-o eu cu Kiki, cu prietena mea, care deci ea nu mi-a zis nimic. Ea mi-a relatat discuția care a avut-o cu soțul ei, cu fiul ei, cel mare, care i-a zis că tu de ce nu ți-ai refăcut viața ca să fii
încadrată social, că tu ești femeie singură care ai crescut doi copii și din punct de vedere a statutului social tu ești dezavantajată. Deci ea îmi spunea, ce eu de ce mi-o mai zis și Patrick ăsta? Deci ea îmi povestea așa. La care atunci în capul meu a zis, deci eu nu sunt acceptată de societate că sunt singur. Și atunci am zis, ok, eu trebuie să-mi caut bărbat. Și din ziua a doua, eu m-am apucat să fac tot ce trebuie să caut bărbat, că eu până să zic că Kiki treaba asta, eu, la mine nu era o prioritate, pentru că eu era mulțumită cu ce am, nu îmi trebuia lucruri în plus. Și din momentul ăla m-am apucat să fac ce ar trebui de făcut ca să fie, da, deci era, da, 2014, murise și tata, am făcut și eu de atunci am început așa, deci, iar cel, dar gândește-te că de la 46 la 50 a fost așa ca un proiect să mai fac și aia, să mai fac și cea, dar de la 50 am început foarte tare, că am zis, îmbătrânesc și n-am să mai fiu acceptată societate. Deci dacă nu era discuția asta, eu nu știu dacă începeam ceva la contextul în care eram, pentru că nu era o prioritate pentru mine. Aveam cu cine să merg în excursie, aveam cu cine... Nu era o prioritate. Chestia aia a făcut la mine așa un clic în cap, că nu s-a acceptată de societate. Și nu a venit de la ea direct, deci a venit prin fiul ei care i-a spus ei. Că dacă mi-ar fi spus mie cineva atunci, nu cred că se lipea de mine, că aș fi zis, aia bate și ăsta câmpic, că de, pe mine mă acceptă lumea foarte bine. Dar fiindcă a venit așa pe în alte căi, da, eu așa am interpretat. Deci, pentru noi este important statutul social, am înțeles eu, din comportamentul meu. Marius, poți să explici ce s-a întâmplat? Cum de într-un moment și-a schimbat toată perspectiva asupra vieții? S-a uitat la viața ei diferit față de cum o vedea cu 5 minute înainte. Ce s-a schimbat? I-au explodat, cum să zic eu? Să nu zici ceva rău. I-au explodat dorințele. Păi înainte ea trăia, adică savura ziua, savura momentul, da? Și acea informație a pus-o să viseze, să dorească, să aibă dorințe, să aibă așteptări sau... Nu, avea dorințe și atunci. Dar nu vrea să recunosc. Nu că nu vreau să recunosc, nu. A fost alt aspect, Marius. Deci, cât a fost 2014-2007, deci erau 7 ani după ce... Știi ce a fost la mine? După intervenția asta, eu am zis că capitolul ăsta pentru mine este încheiat, pentru că când vrei să fii cu cineva și... Da, trebuie să fii sincer când începi o relație și îi spui că ai așa ceva, nimeni nu se bagă, știi? Pentru că cine se bagă într-o relație cu cineva care e bolnav, știi? Și atunci, de-aia au fost pentru mine închis capitolul. Adică am zis, mă, asta este, unde să mă duc, ce să fac, cum să fac. Înțelegi? Da. Simona. Eu trebuie să ies puțin. Trebuie să ies, vin eu. Da. Pe mine ce mă interesează, Marius, aici și aici vreau și opinia ta.
că nu de puține ori auzim informații care nu sunt, ne sunt neapărat adresate nouă. Deci cum i s-a întâmplat Florentine? Cineva, doi vorbesc, iar tu ai prins o informație și deodată o accepti, se lipește de tine. Da, au acces pe ceva care era deja în tine. Altfel nu făcea un click. Deci ea era la turație maximă în ea, dar a fost momentul în care a hotărât să se schimbe, că nu se mai putea. Dar Noi poate suntem fi. supuși corpului. Corpul are alte legități, alte legi. Asta e. Că eu am văzut că noi absorbim informații și din filme, din ce vedem în social media sau la televizor, se întâmplă uneori ca o informație să se lipească de noi fără Da, vine intenție. momentul în care noi am ajuns cu anumite stări interioare la maxim. Atunci vine filmul, atunci vine informația la urechile noastre, atunci ne trezim că trebuie să ne trezim. Trebuie să vină pe ceva din spate. Ok, și atunci înseamnă că acea emoție trebuie să trăiască, prinde viață într-un fel. Da. Deci stările interioare produc în organism o stare de inadecvare, o stare de insuficiență. Adică ele cer să fie împlinite. Și atunci din afară vin situații diferite. A, Deci deci atât. tu ce spui e că noi e posibil pentru că noi am avut niște visuri sau avem niște tendințe Da, care nu sunt sunt și lăsa să poate se. neexprimate sau poate nerecunoscute. Spre exemplu, un prădător vine la o femeie exact în momentul în care el simte că are dorințe în ea. Deci ea îl atrage, de fapt. Altfel nu vine prădătorul. Nu vine că nu simte. Ok, Vin și la atunci. fix, totul e la fix. Deci se înțelege că totul e foarte potrivit. Deci dacă femeia nu are în interior o dorință, o chemare, nu vine niciun prădător. Dar poate fi fost la Florentina partea cu acceptarea socială, că pe partea asta o prins-o pe ea. E acceptat, e un motiv. Nu e adevărat. Se dezvoltă foarte mult stările interioare până la nivel în care nu mai se poate. Și omul atunci îi se ia mintea și poate să facă greșeli, pentru că natura nu e interesată de morală, de iubire, nu e interesată. E interesată să-și multiplice șansele de supraviețuire. Și îi ia mintea și poate să facă greșeli, orice om. De aceea nu se poate ca o femeie să stea prea mult, chiar dacă este cu minte sau chiar dacă un bărbat și o femeie sunt cuminți, n-au voie să discute mult timp pentru că va cădea. Adică se vor apropia prea mult. Și asta pentru că imediat natura se trezește. Da, Cine și s-a calcă în apropiat? picioare toate. Mai scuză-mă, cine s-a apropiat de cine? Noi ziceam despre prădător, că un prădător nu vine la o femeie decât în momentul în care în ea există dorință. El are un scanner așa de la distanță și simte hormonal, simte în diferite moduri, feromoni, simte. Bine, acum gândește-te că sunt multe femei care sunt tineri și care pot să întemeieze o familie, e normal, adică e funcția biologică. Nu poți așa să. Pentru că, de fapt, de aia venim noi aici, nu? Condiția numărul unu e de perpetuare, nu? Corect. Păi asta spuneam noi. Simula, ce vrei să spui? Vreau să zic că probabil că am avut ceva gânduri, iar gândurile alea, la un moment dat, prin viață, dacă se întâlnesc într-un mediu potrivit, au prins viață
Și când prin viață înseamnă că trebuie să-l lași să trăiască sau poți să le omori imediat? Nu cred că poți să le omori imediat, nu? Le lași, cochetezi cu gândurile respective. Sunt mai puternici întotdeauna. Pentru că vin de la altă instanță. Instanța corpului este diferită de minte și are alte reguli. Și este și foarte puternică. Noi trebuie doar să înțelegem care este natura umană și să ne potrivim ei sau să ne adaptăm ei sau să-i găsim o soluție. Dar tu vezi, Marius, că este acest standard, nu? Ai terminat o școală, ai terminat o facultate, trebuie să te căsătorești, trebuie să faci familie, să faci copil. Nu mai e și vorba aia la bărbat, că un bărbat plantează un pom, face o casă, face un copil, nu știu, mai face ce mai faci pe acolo. Deci, ăsta sunt standardurile în care suntem incluși. Da, sunt obiceiuri sociale, sunt. Adică nimeni nu-ți spune, eu cel puțin până acum n-am văzut un fi, nu zic nu, precis sunt. Știi, care să spună că, uite, vii aici să ajuți pe alții, să fii mai bun, să te apropii de Dumnezeu. Poate, sunt convinsă că sunt. Dar eu vorbesc de mase. Noi discutăm aici de faptul că un bărbat nu poate să vină la o femeie decât dacă simte dorință în ea. Deci dacă nu simte o dorință sexuală, bărbatul nu vorbește cu o femeie niciodată. Am înțeles de ce nu vine Winfrey. Nu, dacă nu are, da. Deci dacă nu simte o dorință în ea, el nu vine. Și orice bărbat face lucrul ăsta și poate să fie și el la distanță. Deci un bărbat vorbește cu o femeie nu mai e interesat. Altfel, el se crede deștept, el știe, el nu ascultă pe femeie. Nu are nevoie să asculte că sunt sisteme diferite de lucru. El privește în viitor, la distanță în viitor și femeia privește local, deci nu se potrivește. Și el o desconsideră. Deci dacă el vine spre o femeie, el vine numai interesat. Altfel nu discută cu o femeie niciodată. Nu îi scrie, nu comentează, nu îi trimite mesaje pe Facebook, nimic. Deci întotdeauna un bărbat când face chestia asta, el o face că vrea să se apropie. Vrea apropiere fizică. Deci un bărbat vorbește cu o femeie numai cu scopul de apropiere fizică. Altfel nu vorbește cu o femeie. Bine, acum din apropierea aia fizică mai poate să iasă și altceva, na. Adică Da, o cum să relație. iese? Nu. Nu? Ceea ce amendează chestia aceasta ar fi o anumită cultură, o cultură care depășește chemarea fizică, apropierea fizică. Cultura aceea trebuie să fie mai puternică față de apropierea fizică și atunci, dar sunt rare cazurile. Adică tu vrei să Eu nu am spui? văzut așa ceva. Adică. Lucram la o fabrică unde veneau la mine sute și sute de colegi și tot povesteau. Deci îți dai seama ce bancă de date am în capul meu, toate poveștile tuturor. Din cauza asta am putut să înțeleg lucruri și n-am observat decât lucrurile acestea. Deci băieții, bărbații se duceau spre fete, nu mai interesat niciodată altfel. Deci dacă nu-i plăcea de fată, nu mergea la ea, nu vorbea cu ea, nu inițiază nicio discuție. Așa îți dai seama că un bărbat vrea ceva de la tine. Când vine la tine și inițiază o discuție. Sau când femeia inițiază o discuție, la fel. Ăsta e semnalul pe care îl dă ea. Din cauza asta, femeia nu are voie să inițieze o discuție decât dacă e interesată. Dacă e singură, dacă vrea să... Așa, da. Dar altfel nu se poate pentru că va cădea. Să știi că amândoi vor. Deci când discută, amândoi vor. Că se simt bine unul cu altul, amândoi vor. Și ea vrea și acela stă și discută cu ea pentru că vrea. Altfel nu discută niciun bărbat cu femeia.
Iar femeia, e bărbatul consideră că dacă femeia vine la el și inițiază o discuție, înseamnă că vrea. Automat. Așa. Deci el gândește numai sexual. Mintea bărbatului este numai sexuală. Sau nu-i deloc. Deci el nu are altă minte. Indiferent de cultură, indiferent de dacă e profesor universitar, dacă e om vestit și mai departe, nu contează. La orice vârstă, el numai așa gândește. Da. Cunoșteam o doamnă care numai în situații din astea critice a intrat. Până și dentistul a atacat-o. Deci dacă, spre exemplu, un bărbat îi zâmbești, el percepe zâmbetul acela că vrea ceva. Deci el are altceva în cap. Știi? Și s-a dus și a închis ușa, stomatologul, și a atacat-o și nu știu cum a reușit să i-a aruncat ceva în ochi. De acolo un spir, nu știu ce i-a făcut. Așa, și noroc că ăla a lăsat cheia în ușă și a putut să scape. Numai situații din astea a avut. Chiar dacă e preot și preoții, a avut probleme cu preoții. Deci nu există așa ceva. Apropierea dintre un bărbat și o femeie este întotdeauna interesată. Nu este gratuită. Niciun bărbat nu merge spre o femeie că așa, degeaba. Nu pierde timp degeaba, niciodată. Deci el când stă să discute cu o femeie, el vrea ceva de la ea, că altfel nu stă să discute. Ei sunt și foarte orgolioși, bărbații. Adică zic, ce să-mi spui mie, că nu mă, ce să mă convinci? Nu mă convinci, nu acceptă niciodată. Părerile femeile nu le acceptă. Dar dacă stă să asculte o femeie, el face mai interesat chestia asta. Pentru că asta i s-a arătat, asta este semnalul că i s-a arătat. Dacă femeia s-a dus la el și a inițiat o discuție, îi arată că îl vrea. Da. Și toți fac asta. Toți. Când bărbatul inițiază o apropiere, el vrea ceva automat. Indiferent, sunt colegi de serviciu, sunt. Deci totul este foarte, foarte variabil și este conform lui Freud. Deci relațiile între bărbați și femei sunt dominate numai de sex. Nu, bărbații nu au altceva în capul lor. E că merg pe stradă, spre exemplu, întotdeauna când se uită la femeie, apreciază. O apreciază din punctul ăsta de vedere, dar toți fac asta. Au o analiză de genul acesta, un scanner. El nu se gândește altceva. Și mereu face chestia asta. În metrou, eu mă uit la ochii lor. Că îmi place foarte mult să le văd ochii. Știi cum se duc? Se duc imediat așa, scanează femeia, știi? Și își păstrează ochii pe picioare, spre exemplu, sau pe sân, sau pe față. Deci după ochi, dacă... Și omul acela, asta este. Așa sunt bărbații toți. Dar nu e unul care să fie așa. Și când se așează în metrou, se așează întotdeauna caută să aibă o femeie frumoasă în față. Deci el, da, se duce pe partea cealaltă și caută, se duce așa și caută până găsește în tot trenul ăla, până găsește o femeie frumoasă și acolo se așează în fața ei. Că dacă tot e să stea, să stea și să admire. Deci așa fac toți. Trebuie să fii foarte preocupat de ceva ca să nu fie, dar se trezește omul. Doamna aceasta a făcut o lucrare pentru un profesor care avea 80 ceva de ani și avea demență. Și s-a dus să-i prezinte lucrarea făcută de ea și să semneze ceva. Și el era în starea aceea de demență. Vreau să spun că s-a trezit din starea de demență brusc, știi? Și a zis, ce avem noi aici? Deci la 80 ceva dement. S-a trezit Da. imediat. Probabil că era și îmbrăcată, nu știu, Da, așa încât probabil. Probabil, probabil. că și asta ajută, da. Da, astea sunt situațiile între oameni, asta se întâmplă tot timpul. Sunt dominante situațiile astea. Dar știi ce am observat, Marius? Că exact cum ai povestit tu, așa se întâmplă. Deci bărbatul are răbdare. Deci el când îi
Are în minte să Se apropie de o femeie, da? să, cum ai Să se spus tu? apropie de o femeie, are strategii acolo de apropiere. Are răbdare, deci îi scrie, nu-i mai scrie, iar apare, iar dispare. Nu știu, astea sunt niște tehnici, că eu am văzut că mai mulți fac așa. Da, Nu da. înseamnă că dacă el, că noi femeile, că nu mai avem interes la un bărbat, nu mai vrem să mai scriem, gata, ne plictis, nu mai vrem. Nu, bărbatul în momentul care nu ți-o scris, asta nu înseamnă că el și-a pierdut interesul. El nu știu ce face și revine. Până obținut ce-a vrut. Până obține ce vrea. Da, știu foarte multe lucruri care nu se pot spune. Cred că niciodată nu se pot spune. Dar trebuie să înțelegem că bărbatul știe precis ce vrea femeia. Orice bărbat. Și femeia știe ce să facă ca să atragă un bărbat. Știe precis ce să facă. Nu e nimic nevinovat acolo. Este o dorință de apropiere. Cum e, Simona? Nu știu, sunt mai mult curioasă să știu ce a făcut Florentina după ce și-a dat seama că o să fie scoasă din societate dacă nu are partener. Ei, Care au fost primele mișcări? a fost o afirmație așa. Nu. Nu s-a mișcat din cauza asta. S-a mișcat că trebuia să se miște. Nu așa? N-a făcut-o conștient, să știi. Ei, lasă. Și inconștiința e conștientă. Măi, eu știu că sunt conștientă, că sunt inconștientă, dar nu a fost atunci, pentru că eu atunci am ieșit foarte tare din zona mea de Deci când confort. facem ceva, facem datorită unei logici care nu aparține minții noastre. S-ar putea să nu fie conștientizată. Dar logica aceea a corpului este altceva și a funcționează implacabil. Da, eu știu că sunt două logici, logica umană și logica divină. Probabil că, deci îți spun eu așa din Nu, e punct. logica umană și logica corpului, care nu se exprimă, se exprimă altfel. Și noi s-ar putea să nu conștientizăm niciodată, să nu înțelegem. Da, se poate. Deci, îți spun, la mine nu a fost ceva premeditat. A fost așa, ca și cum atunci, până atunci am dormit, ca să zic, nu, poate nu-i cuvântul corect. Dar au avut un click, au avut Florentina, am făcut emisiunea aceasta, spuneai că ai niște conștientizări. Hai să vedem conștientizările tale. Ai spus că ai conștientizări noi. Le-ai Da, uitat? dar nu referitor la Nu chestia la asta. subiectul ăsta, nu. Alte Nu. conștientizări. Nu. Conștientizările mele care au fost, dar nu, astea nu sunt vis-a-vis de experiențele mele, dar tu știi că eu în jurul meu am tot felul de oameni care îi urmăresc. Și acum, în ultima vreme, văd ce se întâmplă la o prietenă de-a mea, și sunt total fascinată de cum merg lucrurile, cum se întâmplă acolo. În momentul, apropo de conștientizare, ca să-ți răspund punctual, mi-am dat seama cât de important este, chiar dacă noi nu cred că suntem, realizăm 100%, cât e de importantă e încărcarea cu energie. Dar să nu faci dintr-un scop, știi? Deci, în momentul în care lucrurile se întâmplă în viața noastră și nu mai... Nu suntem, nu, din ceea ce facem, nu-i ca să ne apropiem de divin, ci pur și simplu trăim așa. Și ceea ce ne se întâmplă în viață,
acceptăm că asta e voia Domnului, dar nu-ți dai seama că, de fapt, da, într-adevăr, e voia Domnului, dar totul devine complicat pentru că tu n-ai energie vitală și te duci spre o anumită direcție, cea materială, știi? Atunci lucrurile devin greoaie. Ți-am zis că eu am prietena asta mea care a făcut diferite acțiuni, deci o plecat de la firma ei, o vrut să ducă la alta, acolo nu s-au legat lucrurile, o plecat și de acolo, acum e la alta de aici, așa e o plecat o angajată care s-a dus înapoi unde a fost, deci un balamuc de ăsta de nu se mai leagă nimica. Eu nu spun nimic tac, dar chestia este că vezi că eu chiar am vorbit și cu Simona despre asta, noi imediat ne-am dat seama, știi, că nu e încărcare acolo și lucrurile n-au cum să meargă. Sau sunt provocări pe bază materială și divinul ți le trimite ca să vezi cum reacționezi. Deci, te încarci, cedezi sau pici și cum se cheamă, o să vină plata mai încolo. Hai să vedem, Simona, ce ai înțeles tu? Eu am înțeles că în momentul în care oamenii aplică numai o parte din învățăturile școlii iubirii pentru că au venit pe un interes și și-au văzut saci în căruță pentru că au făcut o anumită metodă, asta nu te ține prea mult. Pentru că îți vin alte provocări din față. Degeaba tu ai făcut ce ai făcut și omul pe care ai vrut să-l ai a venit la tine, pentru că ai făcut dăruire, acceptare, cum am zis în alt webinar, când facem ceea ce ne este nouă mai ușor. Asta merge pentru o perioadă scurtă, dar apoi vin provocări mult mai importante, unde sacrificiul trebuie să fie mai mare. Îți vine din față cu o ofertă interesantă sau îți vine un cadou frumos din față. Ai puterea să spui nu la acel cadou, pentru că poate exact acel cadou este cel care te încarcă pe tine cu energie ca să-ți creas, ca să ai succes în celelalte activități. Pentru mine, din povestea prietenii Florentine, îmi este foarte clar că trebuie să facem tot ce se spune. Deci trebuie să ne oprim pe toate nivelele, nu numai pe un nivel. Și constanța. Și cred că la constanța aici este greu. Constanța, Porto Constanța. Da. Adică permanent să facem. Că În final. imediat cum am călcat strâmb, cum ne vine din față. Dacă suntem atenți, ne dăm seama de unde vine. Eu am conștientizat încă o chestie. În momentul în care cineva îți spune că ești prea bun și prea trebuie să te pui pe tine în față, știi, pică toată învățătura și atunci o iei de la capăt cum ai fost înainte, știi? Adică nu rămâi constant, înțelegi? Deci în urma diagnosticului care l-a primit ea, a fost la nu știu care nene și i-a făcut acupunctură și a zis că trebuie să înveți să te pui tu pe primul loc și să ceilalți mai puțin și imediat, deci, cum ai spus și tu, știi, având saci în căruță, fiind totul oarecum cum și-o dorit ea, deci nu mai rămas de aceeași părere, cum au făcut în ultimul an, s-au schimbat, știi? Și aici, cred că de aia și apar tot felul de situații în viață. Apropo de constanță, de comportul Constanța, da? Apropo să fii constant în ceea ce faci. Pentru că dacă faci numai dintr-un anumit, să ai scopul atins, în momentul în care
Și nu faci, vezi că eu am vorbit eu cu Maris într-un webinar și am spus chestia asta. Ea nu a făcut lucrurile astea ca un mod de schimbare a caracterului și a modului de gândire și a apropierii față de Dumnezeu. Deci lucrurile au fost făcute ca să aibă un partener și l-au avut. Dar acum vin plățele, ca să spunem așa, da? Și Care e soluția, Simona? La doamna aceasta. eu, părerea mea este că nu are încă grad de comparație. Adică nu a trecut prin prea multă suferință. Ai nevoie de suferință ca să poți să compari cum a fost. Și de a zic că este foarte bine ce se întâmplă, pentru că i-am aprins un pic din învățăturile tale, a aplicat o parte din învățăturile tale, a avut și succes și după asta schimbă placa. Da? Deci eu zic că nu a avut destulă suferință și asta este nevoie. Are nevoie de grad de comparație, pentru că în momentul în care o să vină greutăți și mai puternice, atunci o să trebuiască să găsească o soluție care o să o ajute. Și Și o starea să-și de dea bine. amintească. Știi, Simona, întotdeauna când ne căutăm starea de bine, să ne fie bine, să lucrurile să meargă, să știi, în momentul în care spui lasă că totul o să fie bine, știi? Căutăm binele ăla, din momentul ăla, eu am observat, vine totul pe dos. Apare destrămarea vieții. Deci, din Când momentul ăla, e catastrofă. tu ai spus că se duce nu știu unde, în ce insule. E undeva, da, În niște egal. insule. Când se duce în insulele acelea, pentru mine, în capul meu, înseamnă că trebuie să sufere. După aia. După aia, da. Da, după aia. Deci ea Deci caută asta suferința, de fapt. Când căutăm e. binele, căutăm suferință. Știi cum e puterea să spui nu la plăcerile vieții? E. N-are cum, Uite, că ea eu. tot timpul a fost o victorioasă, a fost antreprenoarea câștigată, a avut succes tot timpul. Uite, Cum să zic eu am eu? cumva un exemplu concret, eu. Deci, am avut o discuție acum cu o altă amică de-a mea, care o știi tu și pe ea, și era exact discuția cum trăim noi pe placul lui Dumnezeu. Deci, ceea ce facem este sau nu este pe placul Divinului. De unde Și ea. știm că e pe placul lui? Păi acum, îți dau eu exemplu. Și i-am spus, uite, eu am grupul meu de prieteni cu care mergem pe munte, da? Și, clar, una din ele o și trimis unde să mergem săptămâna, mâine, sâmbătă, unde să mergem pe munte și e totul planificat. Duminică trebuie să mă duc la biserică că mă prezintă popa la că facem comunitatea de seniori din München. Bun, deci n-am cum. Deci duminică sunt ocupată, sâmbătă ar fi varianta asta. Și eu atunci am zis, bun, dar eu pe UTA când o mai duc la plimbare? Că dacă sâmbătă toată ziua sunt plecată, duminică sunt acolo cu întâlnirea cu așa, nu mai am când. Și atunci am zis, păi, pe placul lui Dumnezeu îi sufletul ăla care stă toată ziua între patru pereți, să-l scot o oră la plimbare, să-i fac lui o bucurie. Și am zis, mâine n-am să mă duc la pe munte, că n-am cum. Dincolo am spus că vin ca să mă prezinte și să începem activitatea. Și mâine n-am să mă duc. Și la care i-am zice, da, dar tu dacă ai să te duci pe munte, e foarte bine asta pentru că îți miști limfa și circulă mai bine și o să-ți fie mai bine și așa mai departe. Zic, ceea ce spui tu nu e adevărat, tu ai dreptate. Zic, dar îți două aspecte. Un faci pentru trup, care nici ăla nu trebuie neglijat, dar celălalt faci pentru suflet, care te încarcă cu energie vitală, unu sau doi, Infinit dar mai multă decât muntele. Infinit mai multă. poftim.
Ea mi-a spus că tu când mergi și te conectezi cu iarba, cu Nu, muntele, nu, nu aveți i-am treabă. spus, și care a fost răspunsul meu, da, mă simt foarte bine, că e o plăcere, ești în plăcere acolo. Că după ce ai urcat muntele, te mai duci, ajungi sus în vârful cabanei și mai mănânci un knödel, cum se cheamă, o gălușcă cu spanac și cu nu mai știu ce, și mai bei și o cafeluță, deci ești într-o plăcere. Așa, ai venit și a doua zi nu mai e, vezi că nu mai ai putere și ești lipsit de energie. De Vezi fapt, că, ai pierdut-o, n-ai câștigat-o. asta spun, vezi, Marius, lumea și ea e una care este la tine, știi de asta, și totuși lumea nu face distinția asta. Preferă conectarea cu natura și eu tot timpul spun, măi, e frumos că te conectezi cu natura, nu zici nimeni că e rău, dar gândește-te acolo dacă ai plăcere, dacă e o stare de bine, că nu de acolo te încarci, Da, de dar de la starea de bine nu se pierde energie. exact, nu te Deci încarci de conectarea acolo. cu natura duce la pierdere de energie. Dar ajutorul unui bătrân e de fapt încărcare. Da. Și aia îi place divinului. Deci asta e după părerea mea. Am zis, deci ce ce nu-mi place mie, că și eu m-aș duce la Ceea munte, ce îți nu-ți dai place seama. ție te încarcă cu energie. Exact. Că și eu m-aș duce mâine să umblu după cai morți Ceea leopod ce cu îți avelii place pe. ția viața. Exact. Și atunci am zis, nu, mă duc. Deci noi nu putem crede că mersul pe munte ne ia viața, dar ne ia real. Da, știi de ce? Pentru că noi nu știm câte energie avem. Noi nu știm. Și putem, cum a fost, uite, soțul unei colegii de-ale mele, s-a dus pe munte și a făcut pe munte herținfarct și a murit. Nu știi cât ai. Și te duci, mai faci ceva care îți face plăcere și adio și un praz verde. Mănânci o prăjitură și ai Păi căzut. omul acela tot timpul și-a făcut numai plăceri și numai pe munte nu trebuia să se ducă. Că era o altă plăcere în momentul în care dusese dincolo de linia roșie subțire și nu mai a putut sufletul să accepte. Da. Deci cel mai rău posibil este să-ți faci plăceri, inclusiv mersul pe munte. Da, Marius, se mai consideră, de exemplu, dacă ești plictisit, dacă nu prea ai chef de viață, dacă nu prea știi de pe unde să o iei, să o apuci, dacă ai tendințe din astea depresive, să ieși din casă și să Nu, te nu, duci, nu nu. știu, Ai să te nevoie de duci, te sacrificiu de plimbi. sine. Nu. Ai nevoie de sacrificiu. Numai ăla te încarcă cu energia. Adică să faci ceva care să fie spre răul tău. Îți trebuie Păi te sacrificiu. sacrifici, deși acolo că mergi, dar prin Ăla faptul nu e un că faci sacrificiu. Sacrificiu e față de un om. mișcare, Nu, nu. Sacrificiu e față de un om. Sacrificiu nu se face decât față de... Uite, spre exemplu, o încărcare foarte bună este la servici. Când faci un sacrificiu acolo la servici. Sau în munca pe care o faci. În munca respectivă să faci un sacrificiu. Dar să te duci să te plimbi în natură și așa mai departe nu e un sacrificiu. da, Îți întărește ego-ul. Păi starea aia de Marius. bine este a ego-ului. Sufletul nu are nevoie de ea. Nu-i trebuiește. Păi da, dar când stai la serviciu, nu știu, stai 5, 6, 7, 8 ore fiecare zi și faci același lucru, devine așa o monotonie care lumea se, adică, Cine zice că e monotonie? da, păi nu ai nicio. Sufletul nu vede nicio monotonie în viața lui. Deci Păi el da, se dar nu bucură că faci. se sacrifică. Dar de ce ești mai obosit? De ce nu ești încărcat de energie dacă Pentru faci. că ai pus o etichetă negativă la ceea ce e încărcare cu energie. Eticheta e diferența că toată cultura asta, toată lumea zice, fă-i mișcare, du-te la munte, fă-i exerciții fizice și mai departe și nu are nicio legătură. Da. Că noi Păi întâlnim spune și. ego, nu există un sacrificiu acolo. Sacrificiu e, uite cum face Florentina, că ea sarcină celor și le poartă ea. Sacrificiu. Ea s-a încărcat automat. Când se duce la bătrâna aceea și scot afară un sacrificiu, se încarcă cu energie, ea primește ani la viață și sănătate. Nu știi că nu spune nimeni. Toată lumea zice, du-te în natură, pune mâna pe copac, stai acolo și meditează. Ai vrea? Mergi cu picioare goale, nu se întâmplă nimic.
Când mă duc, acum când organizez cu comunitatea asta, tot la fel. Să ne întrunim, să vedem ce probleme Trebuie există jertfă. unde. Fără jertfă nu te încarcă energie. Plimbatul pe munte nu e jertfă. Sau plimbatul. În sine nu e jertfă. Adică te încarci mult mai mult dacă faci un sacrificiu de sine decât să te plimbi sau. Nu înseamnă nimic. Este zero. Am dat acolo informația aceea, dacă mă duc în sus, poate o găsesc. La tine, Simona, cu broasca. Broasca țestoasă nu face nimic și trăiește 1000 de ani. Da, Nu face nimic. Deci nu face niciun da. fel de efort pentru, dar trăiește 1000 de ani. Deci nu efortul acesta fizic este zero efortul fizic. Nu înseamnă nimic. Este doar un fals, o minciună. Noi nu ne călcăm cu energie și ne funcționează inima. Nu ne funcționează inima când noi mergem pe jos și o să fie mai bine dacă dăm la bicicletă sau alergăm. Nu, câștigul este zero. Nu se întâmplă absolut nimic. Noi câștigăm energie subtilă care îți face ca inima să bată în momentul în care te sacrifici pe sine. Dar dacă observi, niciuna dintre măsurile acestea nu se referă la sacrificiu. Există una? Deci, zice undeva la radio, la emisiune, la televiziune, cineva pe net să zică că jertfa de sine pentru celălalt este cea care te încarcă cu energie și îți dă viață inimii tale. Zice cineva asta. Nu zice nimeni. Marius, eu cred că problema este că nu avem un barometru pentru energia asta. Pentru că, uite, stai la servici, lucrezi, ești obosit, te-ai plictisit și de unul și de altul, abia aștept să vină vineri, sâmbătă, să ieși tu, să te plimbi în oraș, să mai își Ba avem un mânci. barometru, avem. Starea de insatisfacție, că te simți rău, că te simți prost, că ai anxietate, că ai stres și mai departe, este dovada faptului că pierzi energie, pentru că pui o etichetă negativă. Dar dacă tu pui etichetă pozitivă și înțelegi că sacrificiul de sine este cel care îți încarcă inima și îți dă durată de viață, faptul că ești la serviciu acolo și ai situații dificile și ai ocazia să stai în ajutorul oamenilor, asta te încarcă cu energie. Dacă ai această înțelegere, ei știu foarte bine că au umplut media cu informația pe dos, care de fapt omoară. Ai omoară. Deci, Deci, ce face? Pe ei noi ar trebui interesați? să avem. Sau puțin. Ea interesat pe oameni să îi îndepărteze de unul de altul. Să se îndepărteze unul de altul, nu să se apropie, să se unească. Și du-te acolo, pe munte, umblă ca nebunul, aleargă singur, mergi pe bicicletă, știi? Este individualism, individualitate. Tu nu faci, tu trebuie să faci o jertfă ca să poți să te încarci cu energie. Că David, ce s-a întâmplat? După mii de jertfe de sine. Jertfe înseamnă să se sacrifice pentru ceilalți. Și Dumnezeu a zis, iată-mă. Păi dacă nu faci nimic pentru ceilalți, ce înseamnă să mergi pe bicicletă, să mergi pe munte? Pentru tine. Ego. Eu. Când îți crește ego, vei pierde viață. Deci toate sfaturile sunt pentru ca să mori mai repede. Nimica nu e, tot e pe dos. Deci noi ar Și știi de trebui. ce e pe dos? O clipă. Știi de ce este pe dos? Pentru că nu ne convine. Pentru că jertfa de sine, pentru noi, în mintea noastră, este un sacrificiu, este durere pentru fizic. Ori bine, tocmai durerea aceea pentru corp este înălțarea sufletului. Deci dacă în ceea ce faci tu nu ai o durere, nu e pentru celălalt, în care să nu mulci din tine ceva pentru celălalt, nu jertfești ceva pentru celălalt, tu nu te încarci cu energie. Te încarci numai la jertfă. Deci la mers pe bicicletă nu te încarci cu energie. E vorba de energie subtilă, este altceva. Deci energia subtilă vine în momentul în care ție nu ți-e bine ca corp. Când faci ceva pentru celălalt, că rupi ceva din tine și îl dai celuilalt, atunci te-ai încărcat. Dar pe bicicletă nu te încărcă nimeni cu nimic, că faci totul pentru ego. Mersul pe jos, mersul în natură, e zero. Oamenii devin mai răi, le crește ego și devin mai răi. Deci au făcut totul în așa fel încât noi să nu primim energie subtilă, să murim mai repede. Este un cult al morții. Este un cult satanizat al morții. Ce vorbeam noi de sataniști? Că noi înșine, fiecare din noi, suntem sataniști. Fiecare. Și este, să-ți trimit încă o dată un filmuleț
unde zicea un pasionat din ăsta de carte veche, o carte de prin 1500-1600 despre diavol, unde zice toată lumea este deja o ființă întunecată. Ce să faci? Dar trebuie noi să aspirăm să nu mai fim așa. Dacă să poți să faci lucrul ăsta, trebuie să te jertfești pe tine. Nu-ți convine. E scoasă din capul nostru asta. Deci întotdeauna noi ne protejăm binele și facem tot posibil ca toate activitățile noastre să ne întărească starea de bine. O stare de bine înseamnă moarte. Starea de bine la cui? A corpului, 0,53%. Înseamnă că vei muri. Înseamnă, deci, când faci o jertfă de sine la servici, îi faci mult mai mult bine pentru inimă decât atunci când mergi cu bicicleta. Nu faci nicio jertfă. Nu se încărcă inima. Deci, numai în relaționare cu celălalt, când tu sacrifici ceva din tine și dai lui, atunci te găsești cu energie. Faci un sacrificiu. Marius, care este starea normală înăuntru? Cum e să fii? Să te simți mulțumit? Să te simți bucuros? Sau să te simți frustrat? Sau cum să te simți obosit? Păi Care e starea sunt normală? două bucurii. Bucuria egoului vine când ia și primește. Bucuria sufletului este când dăruiește. Deci sufletul nu se poate bucura decât când egoul suferă. Când nu se bucură egoul, atunci se bucură sufletul. Adică când nu-i dai ceea ce egoul vrea. Ego vrea ușor, vrea plăcut, vrea să se plimbe, vrea distracție. Deci când nu-i dai, atunci se încarcă sufletul. Altfel nu se încarcă sufletul. Că n-are cum. Pentru că cum funcționează omul este, oh, acum nu mă simt bine, mă simt un pic obosit, oh, mă simt nu știu cum, aș mânca o bucată de ciocolată și deodată simți mai bine. Pentru că Ai etalonul, pierdut barometrul viața. este să te simți bine, știi, dacă Păi nu să mă te simți simt bine bine. înseamnă că vei muri. Deci, când corpul se simte bine, tu mori. Tot ce este în afară îți ia din viață. Gândește-te. Deci tot ce este în afară doar îți ia din viață, nu-ți dă nimic. Tu câștigi viața numai când sacrifici viața, când dai viață. Spune asta, spune clar în fața. Eu nu știu ce gândim noi. Cum... Zice în Noul Testament, cine caută viața, deci Va pierde. comodități, belșug, bunstare, savoară, nu știu ce, o pierde. Se zice clar acolo că dacă tu vrei viață, tu vrei să te plimbi cu bicicleta, păi pierzi viață. Pentru că tu nu te încarci cu energie de acolo, subtilă. E vorba de energie subtilă. Păi și cei care se duc și fac jogging Da, și ce? Mor. ca să se Uite. simtă bine și aleargă Deci și fac sportivi vestiți, pațaichi, sau nu mai știu care. Sportivi vestiți, pac, au murit. Și tu zici, mai da, ăsta a făcut un sport. De performanță, cum să moară? Înțelegi? De unde? N-a avut energie subtilă care se obține din sacrificiul de sine pentru ceilalți. Vezi tu că cineva face ceva pentru cel, trăiește pentru celălalt? Nu se găsește pe nimeni. Toată lumea este indoctrinată ca să facă totul pentru ei. Și atunci ei nu au energie. Deci fac sport și apare. Deci ce rost are? Exerciții fizică, mușchi puternici și mai departe, și ăsta. Și după aceea a bus, pac, a murit. Pe loc. Și nu știi de ce, nu înțelegi de ce. Păi avea corp, uite ce sănătos era. Da? Deci nu te iei după asta. Te iei după energia subtilă care se obține numai la jertfă. Când faci ceea ce nu-ți place să faci. Deci bucuria corpului este suferința sufletului. Când corpului nu este bine, atunci sufletul se bucură. Când egoul suferă, are drame personale, are necazuri, nu-i merg lucrurile bine, nu-i merge afacerea, nu câștigă suficienți bani, este nefericit, sufletul e cel mai fericit. E invers. Deci noi trebuie să căutăm mereu nefericirea corpului. Noi fixăm fericirea corpului și dăm o educație copiilor că asta este sensul vieții, să te bucuri, să ai o casă frumoasă, să ai mașină, să ai bani. Nu e adevărat, aia înseamnă moarte. La sfârșitul vieții, când pleacă din corp, el nu va putea să urce că n-are cum, că n-are energie, că toate ăla care l-a pus el pe primul plan, idol, îl trag în jos. Deci este idolatrie și noi n-am citit bine Biblia și n-am înțeles nimic. Sunt idol. Bicicleta, muntele, toți ăștia devin idoli. Pentru că îți furnizează o stare de plăcere cui corpului, egoului.
și furnizează starea asta de plăcere în funcție de conceptele care le-am primit. Că dacă răstorc conceptele acelea, ceea ce facem noi nu mai este spre folosul nostru și ne dăm seama de lucrul acesta, înseamnă idolatrie. Când omul își caută binele, de fapt vrea să moară. Și pornește mecanismul de autodistrugere. Câtă plăcere, atâta durere. Și mai multă chiar. Deci omul când își caută binele, bunăstare, belșugul, comoditatea, stabilitatea, sigur. Deci discutam ieri, vă rog frumos, dacă puteți să ascultați discuția cu Gabriela. Am Am intrat început acolo. să ascult, dar... Este fantastică. În momentul în care omul își fixează binele, a început să moară. Pentru că el nu binele trebuie să-l caute în viață, ci mai puțin binele. Și totul este construit pe sistemul ăsta, tot ce este viață. Uite, spre exemplu, aerul nu-și caută binele. Soarele nu-și caută inima nu-și caută binele niciodată. Ea bate o viață întreagă. 80, 100 de ani, 130 de ani, bate tot timpul, deci nu-și caută binele. Nimic din organismul nostru, nicio celulă nu-și caută binele. 80% din celule se sacrifică pentru sine tot timpul. Păi ce? Celula se zice, acum mă duc la munte, mă duc cu bicicleta și mă plimb. Zice celula așa ceva. Își poate Marius, permite cineva din natură, totul se sacrifică pe sine. Și totul, asta înseamnă iubire. De ce face asta? De ce nu-și poate permite? Pentru că dacă soarele nu s-a sacrificat pe sine, ci pe să moară. Dacă Dumnezeu nu s-ar sacrifica tot timpul pe sine, și-ar pierde puterea. Deci e invers sensul vieții. Sensul vieții e un sacrificiu continuu de sine, să te uiți pe tine, să nu te mai înseamnă. Și când te uiți total, te uni cu el. Și uite-te, organismul nostru este construit pe sistemul acesta. Asta vreau să ajung să povestesc. Deci viața se poate prelungi numai prin autostres. Nu este vorba de un autostres exagerat, ci este vorba de un continuu, zi de zi, de dimineața până seară, o acțiune continuă de împotrivire la plăceri și bine. Exact pe dos decât zic ăștia cu New Age-ul. Să facem așa fel încât să nu-ți fie bine. Îți plăcea să te speli cu apă caldă, te speli cu mai rece. Îți plăcea să mergi cu mașina, mergi pe jos. Deci faci totul împotriva binelui tău. În momentul în care tot ce facem noi, nu mai mănânci carbohidrați. Deci stresezi organismul. Când stresezi organismul, imediat se trezește și ca să supraviețuiască, pornesc mecanismele de reparare. Deci mecanismele de reparare nu pornesc decât la stres când nu-i dai. Când nu-i dai, când nu are, când nu primește. Atunci pornesc el și de întinerire. Numai atunci pornește întinerirea organismului. Deci avem toate mecanismele în noi, nu avem nevoie de medicamente, de suplimente, de nimic din afară, de exerciții fizice, de nimic. Că dacă nu se activează ălea, n-ai cum. Deci trebuie un continuu efort de autostres ca organismul să poată să se trezească, pentru că îi produce o teamă, o frică, și el atunci începe să se mobilizeze, curăță toate celulele vechi, deci el se restaurează la autostres. Deci, cel mai important lucru ca să poți să prelungești viața, să ai o viață frumoasă, este să nu-ți vrei binele, să nu-ți cauți bine. Uite-te cum este teoria New Age. New Age este cum să faci ca să-ți fie ție mai bine. Du-te în natură, pune mâna pe copaci, plimbă-te cu picioarele goale, mergi cu bicicletă, e bine, bine cu ea, ai goli. Sufletul nu câștigă nimic. El câștigă sufletul, are alt principiu. El doar dăruiește. Păi ești în dăruire? Când nu ești în dăruire, e numai pentru tine chestia aia. Deci, sufletul nu intră în funcțiune și dacă pierzi suflet. Deci este o metodă de a pierde suflet. Când pui eu-ul tău pe primul plan, tu pierzi suflet. Când cauți mereu să-ți fie bine, să câștigi întotdeauna, să nu pierzi niciodată, savoarea mirodenile, mirodenile te omoară de nu te vezi. Păi uite ce înseamnă mirodenii la indieni sau la arabi. Metodă de distrugere masă. Așa de simplu. Așa de simplu. Uite ce înseamnă mirodenii la samurai japonezi. Aveau un cod Bushido. N-au voie să mănânce mâncare savuroasă. De ce? Pentru că e atașat de materie și fiind atașat de materie au văl. Și având văl, venea cineva și îi provoca la luptă și el nu vedea toate mișcările. Că nu-i dădea voie Dumnezeu să vadă, pentru că pentru el materia e importantă. Acea situație pe care o samurai și noi avem. De fiecare dată când mâncăm o mâncare gustoasă, vei avea văl. Și va trebui să chemi forțele cielului să ai o zi nefericită, să intri în conflict cu toată lumea, să pierzi ceva.
Înțelegi? Deci, noi nu fericirile acestei lumi trebuie să le căutăm, ci o nefericire mai mare. Uită-te, spre exemplu, avii ăia din pustiul Egiptului. Se duceau ca nebunii ei acolo în pustiu? Nu! Ei se restrângeau pentru că restrângând, corpul nu mai era important. Ce se duceau prin pădure să se plimbe așa, haifui? Sau cu bicicleta? Sau... Nu! Ei se restrângeau pentru că în condițiile acelea de restricție, EU scade. Restricția scade eu, că n-ai pe ce să te bazezi, pentru că posesiile sunt ego. Deci ei stăteau, dormeau pe un pat de piatră, puneau o rogojină pe el, stăteau într-o peșteră, își făceau o colibă. Deci condițiile acelea restrânse, atunci intrau în comuniune cu Dumnezeu, pentru că EU lor nu mai era important. Deci se scădeau EU, egoul. Din cauza asta, noi nu ne întâlnim cu Dumnezeu pentru că mereu vrem binele acestei lumi. Dar asta înseamnă diabolizare. Noi întotdeauna vrem pe diavol. Noi nu vrem niciodată pe Dumnezeu. Și asta este un lucru foarte important de înțeles. Și uite, vreau să citesc ceva acum, că suntem tot aici. Dacă omul nu se mai închină la idoli, la diavol, dispare diavolul. Asta este cea mai mare problemă a omului, pentru că numai diavolul îi dă fericire. Dumnezeu îi dă nefericire și de aceea nu-l va vrea niciodată, pentru că nu îi dă bunăstare, belșug, comoditate, stabilitate, siguranță. Vezi Ivan Turbincă, da? Că s-a dus în rai, acolo nu era nimic și zice, nu, eu mă duc dincolo, acolo sunt femei. Este băutură, e petrecere și acolo este de mine. Deci Dumnezeu nu le dă nimic. Din cauza asta, oamenii nu-l aleg niciodată și în clipa de față, omul se închină la diavol, nu se închină la divin. Omul vrea numai pe diavol și îl urăște pe Dumnezeu pentru că numai diavolul îl face fericit. Dumnezeu nu-l face fericit. De ce? Pentru că sufletul face doar un sacrificiu continuu. Dumnezeu face un sacrificiu continuu și el nu-i convine chestia asta omului. Deci nu are treabă cu Dumnezeu. Chiar și spus în Vechiul Testament, tu, Doamne, niciodată nu vom urma ceea ce spui tu. Nu ne interesează. Du-te la plimbare. Scrie în Vechiul Testament. L-a trimis la plimbare pe Dumnezeu, omul. De aceea se închină la idol, la diavol, pentru că obține fericiri, adică orice dorește din lumea aceasta. De aceea nu respinge idolii, omul, pentru că numai idolii îl fac fericit. Dumnezeu îl face nefericit. Știe foarte bine ce face și cum face omul. Când pune idol mai sus, idealul, reguli, principii, se întărește îndreptățirea de sine, de ce goal, diavolul, care îi aduce fericire. De aceea omul se închină la idol, la diavol, că numai idolii îi întăresc ego-ul care va lupta să-i aducă o mai mare fericire. Dacă nu s-ar închina la idol, nu s-ar întări ego-ul și nu ar putea să-l ignore pe Dumnezeu. Deci idolii îl dau la o parte pe divin și ei pot să facă ce vor. Spre exemplu, pune reguli religioase mai sus, pentru că numai ele întăresc ego-ul, care dă senzația de fericire, de eliberare de Dumnezeu, pentru că nu mai este conținut de Dumnezeu și poate să facă ce vrea. Preceptele religioase sunt un paravan în spatele căruia omul face ce dorește. Respectarea lor este doar pentru o imagine. Omul care le absolutizează, de fapt, le încalcă. Da? Deci omul nu-l dorește pe Dumnezeu. Uite, dovadă. El fixează fericirea corpului care e fericirea diavolului. Pentru că sufletul nu poate să-l fixeze. Ca să fixeze, sufletul înseamnă că viața lui întreagă o să fie un sacrificiu. Cum face soarele, cum face inima, cum fac celulele. El nu poate să accepte lucrul acesta. Este imposibil. Deci omul în sine, omul acesta, la zilele noastre, nu vrea pe Dumnezeu. Ca să-l vrea pe Dumnezeu, trebuie să se restrângă, să se meargă spre împuținare. Cunoști tu pe cineva care vrea să împuțineze? Florentina, care i-a spus, Doamne, eu nu merg la munte, eu merg să o ajut pe Doamna. A ales corect. A ales corect, a ales pe Dumnezeu și asta îți va aduce bine în Pot să viitor. spun eu ceva, Marius? Mai vrei să mai spui ceva sau pot să spun? Ce spui tu, spui numai tu, Marius. Nu mai este nimeni să spună treaba asta, exact ce ai citit Păi acum. scrie Că... în Biblie, cum să nu Da, spună nimeni? scrii în Biblie, dar câți citesc Biblia? Păi Eu am scrie și să-ți Noul spun... Testament, cine caută viață va pierde, nu scrie acolo.
Dar cine citește Noul Testament? Păi Uite, atunci de ce se duc ei la biserică? Eu nu înțeleg. dar stai puțin, stai până să ajungi la biserică. Uite, este, de exemplu, o doamnă, cunoștință comună, o știi și tu foarte bine, care spune aici așa, permite-mi să-ți citesc. Dorește să facă mentorat și fii atent, structura mentoratului, 2 luni de zile. Vor fi 2 luni de program online de mentorat, de crearea realității împlinite, în care veți avea susținerea mea săptămânală pentru areile de viață. Două puncte, ținte bine. Spirituală, sănătate, terapii complementare, relații de familie, relația de cuplu, feminitate, carieră, prosperitate, energetica viului, emoțiile, călătorii, oameni de ajutor. După care murim. Că dacă te aduci la crearea realității împlinite, murim, că ce mai avem de făcut aici, zic eu, la cât înțelegere am, da? Cum se cheamă? Chestii care să duce pe 2 luni de zile și ține de bine cât crezi că costă. Nu știu. 1.000 de euro? 5.000 de lei? Ca să mori? Fericit. Sigur. Măcar mor fericit, da. Dar mor fericit. Deci sunt oameni, nu sunt numai, deci sunt și din zona asta ca terapeuți, ca nu mai știu ce, care îți asigură, mor de sigur. Deci îți spun, vinul la mine că eu fac mentorat de crearea realității împlinite. Prin nu știu care metode, dar cum poți să... Deci eu zic așa, cum poți să spui că creează realitate împlinită? Că realitate împlinită înseamnă să te duci în minus total, să n-ai plăceri, să nu faci, să dăruiești, să fii în slujire, să... Da. E realitatea împlinită după standardele societății. Și, Marius, Vezi, că noi am făcut în... Numai o secundă, Simon. Vezi, Marius, nimeni nu vine ca tine să spună. Toată lumea face din astea pe plus. Nimeni nu face pe minus. Tu ești singurul care vii și spui. Nu asta, nu este, Dumnezeu nu e bun. Dumnezeu e plus și minus, nu e numai bun. Dumnezeu e acolo. Uniți contrariile. Tu ești singurul. În rest, astea prind. Și să nu crezi că nu sunt oameni care se duc la sumele astea. Eu am vorbit cu Simona și am zis, Doamne, cum să dai? Dar, mă rog, e pe nivelul de frecvență a fiecăruia. Deci, fii atent, trebuie să mergi, să faci așa, să vezi că nu funcționează, ca după aceea să înțelegi procesul. Toți am făcut așa, cred că e normal pe de altă parte. Da, Simona, dai 7.000. Oh, prima și mici. Aia au fost așa mai mult, am dat și înainte. Mamă, că dacă însumăm, sunt câteva case. Prietena mea, Natalia, dăduse înainte de asta de 7.000, făcuse unul cât a fost, vreo 4-5.000 și trebuia să trezească la 3 dimineața. De la 3 la 4 dimineața să facă. Și știi care-i chestia, câteva lucruri trebuie aplicate. Dar nu, trebuie să înțelegi, de fapt, nu e chiar așa simplu, pentru că trebuie să înțelegi mecanismul, știi? Noi nu suntem corp, suntem suflet, cum funcționează sufletul, cum funcționăm noi energetic, unde pierzi energie, cum te încarci, știi? În momentul în care înțelegi lucrurile astea, nu te mai scoli la 3 dimineața să-ți spună una vorba lui Marius, că du-te, asta îți spune ea la 3, că după aia tu te duci la ce oră vrei. Du-te și te încarcă, fă-mi pământare și strângi un copac în brață, că te încarci în energie, cu energie. Că nu te încarci, știi? Încărcarea e din alte puncte.
alte lucruri trebuie să le faci ca să te încarci. Și plus că trebuie altele să nu pierzi energie, dar nu-ți spune, știi? Dar probabil că nu-i interes, Marius, habar n-am, nu știu, nu-mi dau seama. N-ar câștiga, să știi, dacă îi spune omului ce spunem noi aici, nu s-ar duce nimeni. Deci trebuie să-i promiți ceva extraordinar, excepțional. Și Da, știi și care e să... chestia? Da. Uite, tu faci toate lucrurile astea pe gratis. Nu, e așa. Nu este, nu e interesant. Este o chestie la noi, că, cred că în minte, ce e informația care nu costă, nu e de valoare, pentru că lumea se duce și dă. Cum o da și Simona, ce crezi că n-am dat și eu? Că și eu am fost, am dat și eu. Cât ai dat? Vai, dacă adun într-un an, știu că am făcut o socoteală și au fost vreo 12.000 de euro. Mamă. 10 mașini. Tot așa, tot felul de cursuri, tot felul de chestii, tot felul de asta și eu tot așa m-am dus, da. Ce a rămas? Ai rămas cu ceva din ele? Da, vine la tine. Dar știi ce mai fai, cel mai tare e, Florentina, că faci cursuri să faci bani. Deci dai bani să faci cursuri ca să ai bani. Și dai și dai și dai. Și după o dată te oprești să mai faci toate cursurile și îți dai seama că ai o grămadă de bani că nu aveai nevoie de cursurile. Da, Trebuia da. numai să nu i-ai fi dat. Da, s-a întâmplat un lucru interesant. Tu când ai adoptat această înțelegere, ai citit-o cu atenție subliniind cărțile, ai însușit informația despre ea, ai început să gândești în ea. Acest lucru s-a întâmplat și la ceilalți? Că asta te-a dus în transformare. Ai gândit în aceste concepte, le-ai Pe cine adoptat și ai întreb? început să gândești în ele. Pe cine întreb? Pe mine sau pe Pe Simu? tine, Florentina. Ah. Deci, E bun? la ceilalți, probabil că ai audiat, nu? Și nu ți-a rămas nimic. Pe când aici a început, deci înțelegerea s-a dus spre a gândi în acest mod. Atunci s-a realizat transformarea. Hai să-ți spun sincer cum a fost. Deci, la tine s-au văzut schimbările life. Adică, așa, la mine chestia care a fost marcantă pentru viața mea, că de acolo mi-am implementat eu un ADN neintervenția, a fost când am avut situația de acum 2 ani de zile cu șefa mea, când mi-a trimis ea avizul ăla și eu n-am reacționat. Și de acolo am dizolvat un compartiment de asta. Deci, de acolo, deci vezi, nu interveni, lasă lucrurile să fie, intră în acceptare și pe celălalt iubește-l. Că nu, tu mi-ai zis, asta e condiția necesară și suficientă. Zice, lasă lucrurile așa, dar pe șefa trebuie să o iubești. Și eu deja eram cu ochii pe tavan. Dar am făcut ce ai zis. Eu știu că eu fac ce spui tu, chiar dacă nu sunt eu de acord. Sau așa, dar măi, și când am văzut cum au început să miște lucrurile, energiile la cu viteză, că la niciun curs nu s-a mișcat nimic, atunci am zis, păi, eu ce pierd timpul cu celelalte prostii, trebuie să fac aici, cum Dar trebuie. mintea îți mai revine la vechea Nu. teorie? A înlăturat-o complet? Școala Iubirii a înlăturat vechea teorie complet? Sau mai caz așa din când? Deci, să O știi mai că aper, mai contează. lus pentru ea? Stai puțin. Să știi că contează foarte mult timpul. Pentru că eu acum și fac 4 ani. 3, 2000, nu, 3. 2021, 22, 23, 24, da, 3. Și să știi că mintea asta mea care a fost foarte îndărătnică și foarte... și a fost tot felul de coborâșuri, de urcușuri, de m-am ridicat, iar am căzut, iar am luat-o de la capăt. Dar cândva
Eu și citind cărțile, tu știi cum că eu le-am citit pe toate și așa, ascultând webinarii, măi, îți intră foarte mult, contează ascultatul webinarului, foarte mult. Deci să nu treacă o zi fără să fie ascultat măcar un webinar, pentru că îi nepele, știi? Deci se întâmplă, se creează noi, apropo Conexiuni, de conexiuni. noi conexiuni neuronale, apropo de ce m-ai întrebat tu, nu? Dacă nu mai revii, că le ai pe astea noi și, de exemplu, acum ultimele chestii care le am eu, dacă mă duc undeva să nu stau până la sfârșit, deci când e cel mai bine, mai frumos, m-am ridicat, am plecat și încă o chestie, tot ce fac, să întreb. Îi plăcut divinului sau îi plăcut ego-ului meu? Și atunci să văd, adică e alegere, știi? Deci conștientă. Așa ai făcut acum, recent, cu muntele. Da, păi da, și fac tot timpul, adică în Și la ultima servici la fel, vine și se oferă ceva să muncești, păi alegi greu, nu? N-am înțeles ce ai spus, Și încă o la dată. servici la fel, vine cineva și se oferă să faci ceva în plus, alegi greu, nu te revolți. Marius, la servici se întâmplă cu totul altceva, pentru că eu fac slujire în altă parte. În ultima vreme am făcut și restrângeri cu mâncarea, așa. Vreau să spun că sunt colegi la mine care, de exemplu, e una care e foarte bolnavă și nu vine la servici, alta nu știu ce s-a întâmplat și s-a împărțit lucru. Mie nu-mi dă Acum nu-ți nimeni mai dă nimic. Deci, nimic, corect. încă 10 persoane, încă 20 în casă, eu m-am oferit, stai să vezi că eu am zis, eu sunt aici, aveți nevoie de mine? Și șeful a zis, da, am reținut. Și când am primit e-mail acolo, fiecare ce o primit, toată lumea a primit ceva, eu n-am primit nimic. Ce chestie face Dumnezeu? Deci eu și mă duc și eu tot le spun, zic, eu vreau să văd, să fac, să arătați, să-mi faci. Nu zici, lăsați că dumneavoastră faceți o chestie. Știi ce mi-a zis? Ei mi-au dat o sarcină care o zis că nimeni nu a vrut să facă asta. Deci eu am 1600 de oameni care fac treburi pe acolo. Zici, dar este o sarcină care, dar mie îmi place, culmea, și eu le-am zis, dar zic, dar mie îmi place foarte tare. Zice, șeful a zis, minunat că vă place, că de aici nimeni nu a vrut să facă treaba. Și eu zic, bine. Și acum te protejează. Da, și nu, deci îți spun, într-adevăr, în momentul în care faci lucruri, să văd. Și cu colega mea a început să vorbească cu mine, asta, dar am stat în acceptare și în supunere acolo și față de dânsa și n-am ridicat clonțul cu minte și lucrurile încep să Dar na, armele mai sunt acolo, nu? acolo, Dumnezeu știe ce vrea. Poftim? Armele le mai ai acolo în spate? Sau le-ai aruncat la gunoi? Armele. Mă gândesc acum, știi, trebuie să fiu foarte atentă ce vorbesc, pentru că în momentul în care am zis că zic că nu mai sunt, că nu asta, mâine îmi vine ceva din față, știi? Deci, Mai sunt. facem tot ce trebuie ca să fim pe plac divinului. Dacă mai sunt, mai sunt, dacă nu, nu știu. Deci se frică de el. Păi, normal. Băi, acum știm cum se Funcționează. întâmplă lucrurile, nu? Deci știm. Te pândește să te lovească. Da, și cum nu ești în parametrii normali de funcționare, cum îți vine una după șuțul? Uite, am o întrebare. Ce am putea să facem noi ca să putem să conștientizăm că El este în toate lucrurile care ni se întâmplă și în toți oamenii cu care ne confruntăm? Ce să facem noi ca să ne dăm seama că El este peste tot? Că joacă toate rolurile și ia toate măștile. Cum să conștientizăm noi lucrul ăsta? Eu sau Simona? Cine Care? Pe vrea? cine? Cine poate? Deci spun eu puțin și după aia continuu, Simona. Eu cred că ăsta este un proces, Marius. Nu poți
de pe o zi pe alta, gata, îl vedem pe Dumnezeu peste tot. Deci eu îți vorbesc din propria experiență. Este un proces care pe-o-a-pe-o, știi, încetul cu încetul, de fiecare dată când ai o neplăcere, când cineva îți spune ceva, știi, atunci, în momentul ăla, să zici, măi, stai puțin, că acolo e Dumnezeu. Acolo este Dumnezeu care mi-arată ceva. Ia să văd eu aici la mine ce mi-arată, de fapt, Dumnezeu. Unde trebuie să schimb eu aici la mine? Că Dumnezeu prin oameni lucrează. Deci, o venit, m-o bătut, m-o scuipat, eu știu ce o mai făcut, cu mine are, că dacă eu eram, exteriorul ia forma interiorului, dacă eu eram plină de iubire și într-o pace sufletească și într-o liniște, nu venea ăla să mă facă terci de fasole, nu? Îți dai Deci așa. seama că este foarte interesat de fiecare din noi. E cu atenția concentrată pe fiecare din noi. Dar nu știu, are timp pentru fiecare. Are timp pentru fiecare, da. Și cum se cheamă? În amănunt lucrează. Pentru că tu gândește-te fiecare la nivelul lui de înțelegere, la nivelul lui de transformare, de. Na? Deci nu suntem toți la fel și ne trimite la toți aceleași experiențe, știi? Plus că mai avem ce mai avem de pe neam, mai avem ale noastre, al mamă, tată, bunică și doi vecini, eu știu ce mai avem pe acolo. Și, dar are timp că la fiecare se ocupă în funcție de ce, unde se află și unde Fiecare trebuie treabă unde se află. da. Uite, Și dă lui. La unul îi dă așa, la unul îi dă încercări, la unul îi dă provocări, la unul îi dă asta boli și din astea ca să-i curețe sufletul să-l mai înalți. Depinde de fiecare. Și important nu e momentul ăla cum reacționăm și cum vedem și cum. Dar la început să știi că e foarte greu. Eu vorbesc la fel, din propria experiență, știi, să-L vezi pe Dumnezeu peste tot, că zici că ăla mi-a făcut, nu mi-a dat, nu asta, nu vrea, nu, bă, ești supărat. Și e greu, e greu, e greu, îți spun, e greu. E greu. Uite, stai să-ți spun că nu ți-am, nu ești la, nu, stai să vorbească, Simo, și după aceea îți spun ultimele noutăți de la mine. Simo, ca să-i răspundem lui Marius la întrebare. cu ce să facem să-L vedem pe Dumnezeu în față. Pentru mine e o activitate care o faci toată viața, Marius. Da. Eu așa o văd, pentru că nu o fac, dar o fac mental. Deci nu vine natural. Vai că Dumnezeu vorbește. Nu. Ia o perioadă de timp. Depinde și cu nivelul de energie pe care l-am la momentul respectiv, că dacă reacționez sau dacă nu reacționez, asta e în funcție de energia pe care o am. Dar e totul făcut, e la nivel mental. Adică, ok, stai să văd că e și Dumnezeu acolo și hai să accept, hai să fac. Câteodată iese mai bine, câteodată nu iese. Asta e, o luăm de la capăt, iarăși de la scoatem abecedarul. În Eu. emisiunea de aseară cu Gabriela s-a oferit o soluție interesantă. Noi am mai vorbit de soluția aceasta, dar ne lipsea conceptul de idolatrie. Acum, conceptul ăsta ne-a arătat că se poate scăpa de idolatrie. Deci, să înlocuiești omul, adică să nu te adresezi omului, să te adresezi lui Dumnezeu. Deci în loc de om să zici Dumnezeu și în loc de eu să zici tot Dumnezeu. Deci el lui însuși își face ceva. Când dispare eu, dispare idolii. Deci toți idolii dispar. Și dacă exersăm asta, să zicem, o lună de zile și devenim convinși și devine felul nostru de a gândi și mereu. Deci depinde de viteza cu care noi reușim să îl vedem peste tot. Dar nu putem să-l vedem peste tot decât dacă îl înlocuim peste tot. Eul acesta trebuie înlocuit peste tot. Și dacă înlocuim peste tot, atunci îl vom vedea peste tot. Și dispare idolii. Când dispare idolii, intrăm în iubire, pentru că nu mai vezi decât, vezi opusele egale, nu mai vezi ceva mai sus decât altceva. Vezi diferit, adică parțial sau polarizat, numai când împarți. Când nu mai te adresezi unei persoane, atunci nu mai împarți. Că împărțirea este
are ca și consecință faptul că ne vedem separați. Și deci te adresezi omului din față ca la o persoană separată. Dar dacă nu mai împarți și nu mai spui că e un om în față, imediat nu mai cu cine să lupți. Nu mai poți să te superi și nu mai pe cine să schimbi, să te superi. Și când faci lucrul ăsta, dispar idolii. Când dispar idolii, intră starea asta divină, care e starea de imparțialitate, o stare în care nu mai vezi ceva mai sus decât altceva, deci nu mai ești părtinitor, nu mai vezi pe cineva vinovat, nu mai poți să-i spui că tu, Doamne, ești vinovat. Poți să spui dacă vrei, dar măcar să-i spui Doamne omului din fața ta, să nu-i spui numele omului. Și când ajungi în starea aceasta, ajungi în starea de iubire. Când ajungi în iubire, exteriorul ia formă, interiorul tău s-a schimbat. Se schimbă la distanță, Florentina, tu chiar, dacă poți să prinzi ideea asta, să o asculți cu atenție, emisiunea de aseară, și să aplici chestia asta, să vezi ce miracole se întâmplă în viață. Deci când ai înlocuit că omul acela mi-a făcut ceva, nu mi-a făcut, Dumnezeu mi-a făcut. Deci peste tot să zici că Dumnezeu este cel care ia roluri diferite și ia măști diferite și ne face ceva și nu nouă, ci lui însuși. Când dispare eul total, atunci nu mai ai cu cine să te lupți. Deci ca să te poți să te lupți, trebuie să ai un eu. Fără eu, nu ai cu cine să te lupți. Și atunci când dispare lupta, dispar și idolii. Nu poți să pui nimic mai sus decât altceva. Și când dispare idolii, realitatea intră în armonie de la sine. Și vei avea cea mai mare autoritate asupra este eu și poți să schimbi situații de viață. Se schimbă soarta. Că de aia am zis că mi-am pus problema cum poți să intri să schimbi soarta, pentru că tot timpul ce ai făcut până acum, sau fiecare din noi face chestia asta, mereu am zis că ăla e vinovat. Am aruncat vina în afară, că sunt răi, că uite ce mi-a făcut, știi? Mie, adică fixăm un bine, un absolut pentru noi, un ideal, și atunci determinăm exteriorul să vină să ne distrugă idealul. De operația asta face continuu, dar vine din faptul că noi nu-L vedem pe Dumnezeu peste tot. Și întrebarea care mi-am pus-o, cum să-L vedem? Păi n-ai cum să-L vezi atâta timp cât zici că un om mi-a făcut ceva sau eu i-am făcut ceva, atunci Dumnezeu nu este. Și doar teoretic afirmăm că Dumnezeu e peste tot, dar practic nu suntem convinși. Ca să ajungem să fim convinși, trebuie să înlocuim eul ăla, omul, să înlocuim cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu mi-a făcut și nu mie, ci lui și-a făcut. Când a dispărut eul, atunci și ținem, să zicem, o lună de zile în starea aceasta și toate explicațiile din capul nostru și toate adresările noastre de zi cu zi să fie în modul acesta, să înțelegem că este Dumnezeu în fața noastră, o să și spui dacă ai curajul, să spui tu, Doamne, în real, să spui dacă ai acest curaj omului din fața ta, dacă poți să spui chestia asta, este o supraconștientizare și îți dă posibilitatea ca cam într-o lună de zile să nu mai poți să mai revii deloc la vechiul obicei, pentru că se schimbă viața ta așa de frumos încât nu se mai vrei să pierzi starea respectivă. Adică vei fi așa, va fi un miracol. Da, dar acum vine o întrebare, Marius, iartă-mă cât te întreb. Asta nu-i manipulare? Întreb. Nu, asta este starea noastră naturală în care trebuia să fim. Noi așa trebuia să Ok. fim. Ăilalți ne-au Deci manipulat că ne-au pus să vedem dușmani peste tot. nu e o manipulare a realității, că tu ai Nu, spus este că. o retragere în natura noastră adevărată, că natura asta, sufletul ce face? Ce? Sufletul vede pe ăla diferit din față? Nu-l vede diferit, el se supune. Nu. Dacă se La supune, nivel el de. vede pe Dumnezeu în față, sufletul. La nivel de conștiință suntem unul, nu? Deci Sigur suntem. că da, deci trebuie să ajungem la această conștiință că nimeni nu ne face niciun rău. Dacă nu mai poți să zici că ceva este rău și totul este bine, atunci rămâne numai Dumnezeu. Și nu rămâne decât admirația. Și Altceva nu mai slavă. rămâne. Și atunci se transformă viața și se schimbă soarta. Că mi-am pus problema, cum poți să schimbi soarta? Nu poți să schimbi pe oamenii din față, că oamenii au lecțiile lor și mai departe, dar ce puțin nu te atacă, iar tu când intri în iubire, în universul tău nu mai este dispar. Dispar atacurile din față. Păi nu, asta vrei? Apare o stare de nefericire, spun eu. Că noi dispare. Deci noi am fost obișnuiți ca tot timpul să obținem ceea ce vrem noi și Da. să ne bucurăm de ceea ce primim, dacă primim, și să ne întristăm dacă nu primim. Da. Și Și să te ne facem gândești idealuri.
că eu dacă intru în starea aceasta de fericire continuă, unde mai este bărbatul pe care îl visam? Pentru că dacă ești una cu Dumnezeu, nu o să vrei nimic. Ca să ți se împlinească, să dorești fericire, exact cum am citit sus, trebuie să te vezi separat. Când nu te mai vezi separat, toată viața devine o fericire. Asta este miza. Și nici nu-ți mai ai vise, așteptări, bărbați și mai departe, nimic. Dar cea mai mare fericire este prezența lui. Și totul devine o armonie, totul devine o stare de împlinire continuă și de miracol. Trăiești miracolul din plin. Și cred că nici o fericire din asta măruntă, umană, care este de fapt o fericire de moment, uite și tu și ai văzut că ai trecut prin ele, urmate de nefericire mare, continuă, ani de zile, care nu înseamnă absolut nimic. O fericire mică de moment, te duceai, te întâlneai cu el, nu știu unde, la Dresda, e o fericire de moment urmată de nefericire foarte mare. Dar ăsta dispar cu totul. Da? Și s-ar Nu, putea ca Dumnezeu să-ți dea nu mă provocări. duceam eu la Dresda. Venea el la München. La venea la Mihai. Deci Da. îți poate da provocări în continuare ca să te verifice dacă cazi din starea respectivă. Dacă starea aceea este de autosuficiență, o stare de împlinire absolută în care nu mai simți nevoia să vrei ceva din asta. Nu știu. Nu știu cum ar fi. S-ar putea totuși să-ți dea situație de genul ăsta să vadă dacă cazi. Știi? Adică să-ți dea un Sigur. bărbat lângă tine și să te verifice dacă ce pui tu pe primul plan, adevărul, dreptatea ta sau acceptarea. Eu am văzut că la fiecare lucru care etapă de creștere, ca să zic așa, vine provocare. Ești testat. Eu tot timpul am văzut treaba asta. Nu primești ceva, ca să zic așa, fără testul suprem. Mai devreme sau mai târziu, știi? Așa este. Cum e Simona? Se poate Mai înlocui avem. Dumnezeu în toate pozițiile, în toate situațiile? Da, păi trebuie făcut exercițiul ăsta, dar cum am zis, îl faci mental, deci trebuie să fii atent la fiecare lucru ce zici, ce auzi, ca să nu reacționezi, să nu-ți intre obiceiul, da? Să, că noi suntem pe automatism. Să stăm un pic în fundal, cum spui tu, Marius, că tu erai câteva secunde în fundal, că până vine informația, până tu reacționezi, să-ți vină informația aia altă. Stai pe Dumnezeu în față, știi, să ai o secundă, două de blocare a egoului ca să pui informația cu Dumnezeu în față. Păi, Că altfel, important. dacă ți intră pe automat. Simona, la început îi mai așa, știi, înainte, îi după, dar cândva îți vine automat. La un moment dat, da. Da, la un moment dat. Îl vezi și pe netrebnicul ăla, Dumnezeu. Acolo, Dumnezeu e Dumnezeu. Da, asta este, e Dumnezeu acolo. Adevărul că ăsta este, e peste tot, e divinul. Dar să știi că netrebnicul ăla vine în câmpul tău cuantic dacă îl atragi tu pe frecvență. Că dacă tu ești cum trebuie sau în altă frecvență, ăla nu vine. Vine altul. Ori mai bun, ori mai rău. Depinde pe ce frecvență ești, știi? Da. Ce idealuri ai, ce virtuți, ce așteptări. Deci totul e o corelare perfectă. Nu se întâmplă nimic așa, nu e nicio mișcare browniană aici, e totul foarte bine pus la punct. Și lucrurile iau forma interiorului tău. Pentru că în momentul în care înțelegi că logica divină e alta decât logica umană, chiar dacă vin neplăceri, alea înseamnă că sunt trimisă ca să schimbi la tine ceva, să salvezi sufletul. Depinde de unde ești, ce faci, în ce context ești. Așa e, Simona. Lucrurile nu sunt albi și negre, Mario, știi?
Dar cum Fiecare sunt cât ele? poate. Cum sunt? Păi, Și negre și albe. sunt și negre și albe și gri și colorate. La unii sunt mai așa, la alții mai așa. De aia nu e soluție, adică același lucru să meargă la toți, dar cred că asta cu să-L vezi pe Dumnezeu se ia la fiecare un timp. La unii mai repede, la unii mai târziu, e în funcție și cât poți să le ții, cât poți să o ții, cât de des nu pici în obișnuință. Și cât îți este Dar, permis? și cât ai voie, da. Că mai sunt programe care probabil trebuie să ruleze și trebuie să-și ducă viața și când se mai ofilesc. Da. Florentina zice că ai ceva să ne spui. Ceva, o altă întâmplare, spune. Da, eu nu știu dacă mai ții tu minte, Marius, acum 2 ani de zile ți-am povestit eu că am avut grijă de un domn care a avut o operație la coloana vertebrală. Și atunci am avut grijă de el. Între timp, o plecat în România, au fost vreun an de zile plecat, poate mai puțin, a revenit și el suferă foarte mult că este singur aici. Eu fost familia, soția și cu fetița au stat vreo 6 săptămâni acum peste sărbători, au Sărbători. fost în München, poftim? Sărbători, da. Da, peste sărbători. Așa, și acum din nou pleca familia și au rămas singuri și dar e foarte drăguț așa și zice, eu am depresie, că uite, sunt singur, dar el e venit aici, mă rog, pentru materie, ca să câștige bani. Bun. Și eu i-am spus, zic, lasă, Cristian, uite, o să fie bine, eu l-am mai invitat și la mine la masă, i-am mai și gătit, cum se cheamă, l-am mai susținut și i-am zis, acum, uite, lasă că o să mergem și la, facem comunitatea asta de seniori și o să ne întâlnim și o să asta ca să nu mai fie singur. Ei, până aici e bine și frumos totul. Dar mă uitam cât de greu îmi vine mie, Marius, apropo, să-L vezi pe Dumnezeu peste tot, pentru că El îmi spune anumite lucruri și vine mă scoate de sănătate. Deci, în primul rând, îmi repetă de nu știu câte ori o chestie care eu asta nu suport. Așa, că ai mei îmi spun, taică, mi-a repetat de 7 lucruri un lucru, parcă eram tâmpită și am o reacție agresivă la chestia asta. Și doi, cum se cheamă, văd cât de greu devin și eu maleabilă, știi? În interacțiunea cu un bărbat care vrea anumite lucruri sau nu le vrea, știi? Și, pentru că eu cu el, hai că nu vorbim în fiecare zi, dar tot a doua zi, știi? Dar cum ești, cum ai tot ok, mai ales când știi, să-și bat lucrurile în cap, pentru că pe de-o parte spun, stă și plânge, zice că lui merge rău și greu, că are cu depresie, că e singur aici, dar dacă îi spun, hai să mergem acolo, hai să facem, e, parcă n-am chef, mai bine lasă, mai... și îi spun, măi, dar să bat de cap în cap, că pe de o parte vrei să interacționezi și cu alți oameni, să nu stai singur, dar când îți zic, hai să mergem în cutare loc, mai stai că parcă nu acum, că mai ne gândim, că nu știu ce, știi? Și mie, deci de vreo câteva ori chiar am avut așa, dar exact cum ai spus tu, am zis, măi, Dumnezeu aici, și nu știi de ce ți l-o trimis pe Cristian ca să te modelezi tu, să devii mai blândă, mai bună, dar e foarte greu. Deci îți spun, e o muncă în carieră de piatră pentru mine. Păi ți l-o dat, uite, vezi că nu ți-o dat bărbat să-l ai în casă, ți l-o dat
ca și prieten, știi? Nu, ca să Și chinuiască. ca să... Ca să se te chinuiască. Da. Da. Corect. Ne apropiem de sfârșit, de o concluzie. Florentina? În momentul ăsta nu avem toți ca țil să punem în aplicare că fiecare om care, cu care interacționăm și chiar dacă îi pe placul nostru sau nu, acolo este Dumnezeu. Face tot posibilul să nu fie pe placul nostru. Și el face sigur pe tot posibilul să ne chinui ca pe o țidică și noi să-l vedem pe Dumnezeu acolo. De ce nu-l acceptăm ca Dumnezeu negativ? Dumnezeu vine de obicei, toată ziua vine sub formă negativă spre noi. Pentru că noi am fost învățați și am ținut cursuri și mama acasă și bunica și toată lumea Și mi-a 7.000 spus. de euro pe curs? Da, Că Dumnezeu e pozitiv. ce trebuie să fie, cum să-mi fac viața să fie bine, nu mi-a zis nimeni cum să fac viața să fie rău. Nu Cum să fie viața rea ca să fie bine după aceea mai târziu. mi-a zis nimeni. Da, și este propoziția aia care eu îți spun, devin agresivă. Lasă că totul să fie bine. Deci dacă ai spus-o pe asta, știi sigur că totul vine pe dos. Da, deci trebuie să fii atent ce spui. Ei, cum se cheamă? Îi asigurat declinul. Îi 100%. Deci nu mai ai nevoie să mai Se spui. scufundă Titanicul. Dacă ai zis, lasă nicio problemă că o să fie bine, gata, s-a scufundat Titanicul. Exact. Că nimeni nu spune, măi, lasă facă voia lui Dumnezeu. Nimeni, toată lumea, povestește acolo că O s-a să fie întâmplat bine. aia, nu știu ce, și în final ce las cu să fie bine. Da. Deci știi Pentru sigur că când spui așa că o să fie bine, știi sigur că va fi rău. Dar sigur ești. că Da. vine, e programat. Că înseamnă că tu nu accepti răul și tu ești polarizat. Și sigur îți vine să te echilibreze. Corect. Trebuie să Deci vină. e 100%, nici nu există problemă. Deci Deci nu binele trebuie să-l căutăm noi, ci să echilibrăm răul cu binele, să unim contrariile. de exemplu, în situații de genul ăsta, eu zic, și tu să-mi spui dacă e ok, spui, mai las să facă voia divină. Și ai terminat-o. Că e bun, că e rău, o să vedem. Că dacă Sigur e că rău, da. tu e o echilibrare a undeva, că ai fost prea bine. Da. Dacă ai avut prea multe plăceri, îți vine situația să te Cu echilibrezi. siguranță, dacă ai plăcere multe, alea te-ai programat pentru suferință. Deci Da. noi nu plăcerile trebuie să le căutăm sau binele, ci nebinele. Să nu ne vrem binele, să-l cedăm. Îți permiți la 100 din ei bine și un bine. Nu-i vorba de permis, că îți ia mintea el și te face să-l iei. Dar nu trebuie să-l cauți. Da. Nimeni nu-și caută binele, să știi, în natură. Soarele, aerul, inima noastră, organele, celulele, nimeni nu-și caută binele. Dar nu există cineva care să-și caute bine. Dumnezeu în persoană. Nimeni. Numai noi ne căutăm binele. Dar numai noi ne căutăm binele. Deci eu nu știu, Simona, tu ai fost educată în spiritul ăsta să-ți fie rău? Eu nu. Nu, mi-a zis Dar nu, să nu, nu te nu. chinui, la mine a fost altfel, să nu te chinui, să nu, să ceri ajutorul, să te ajute, că Păi tot vai binele. săraca, Asta e vai, binele vai diavolului. Iisus, vai, vai, Deci toată ziua, vai, vai. noi suntem educați să ne căutăm binele diavolului. Noi nu înțelegem că binele ăla e diavolul. Păi uite, cum Ce am să fost facem ca să noi înțelegem? Eu nu-mi dau seama. Ce pot să mai fac? ales, uite cum am fost noi educați, învățați, fă, ieți un job bun, să-ți meargă bine, să nu stai să suferi. Deci, eu nu știu la Simona cum e, dar eu la mine așa au zis, tu trebuie să înveți ca să ai un job bun și să-ți meargă bine. Nu mi-au zis că să am un job bun în care eu să mă încarc prin jobul ăla și chiar dacă nu-mi place acolo, dacă ajung să văd partea frumoasă a Dar cum ai ajuns lucrurilor. tu să faci ceea ce nu-ți place la servici? Că te-ai oferit să faci lucrurile care nu-ți convin. Cum ai putut? Îți spun eu, după ce am fost la tine, pentru că eu dacă nu eram la tine la școală, eu acum al treilea serviciu l-aruncam.
Aici am unde sunt. Da, îi ziceam că ăștia nu s-au automatizat, ăștia lucrează ca o su acum 100 de ani și plecam. Dar mi-am dat seama, atâta timp cât m-a trimis Dumnezeu aici, am zis, stai aici, Țăpenescu, și să știi că începe, o instalat tot felul de programe, deci în jumătate de an deja lucrurile arată altfel. Într-un an de zile o să fie cu totul altfel față de anul trecut. E, ce era dacă plecam? Plecam, că plecam de nebună. Dar faptul că am zis, Dumnezeu m-a trimis aici, stai aici. Nu, n-ai de ce să pleci. Că nu ești în funcție de conducere, nu trebuie să controlezi, nu trebuie, că la cealaltă am plecat din cauza asta. Ok, bun. Dar aici Ce nu face în era serviciul ăsta? omul. Ce face în serviciul ăsta? Eu fac ce am făcut în ultimele Ce trei. faci concret în limba română? Resurse umane. Deci scriu contracte de muncă, fac salarii, Și fac. firma ce face? Ce produce? Stai cum să. Ia, Simona, ajută-mă. Casa Nerțiluie Făraynigu. Casa. Nu. Colegiul Medici. Gruparea Colegilor Medicilor. Aici la colegii Aici. medicilor. Da. Păi, dar unii credeai că eu nu. Eu n-am avut servicii rele niciodată, Marius. Nu înțeles. Interesant. Simona, părerea ta. Spune dacă vrei să spui ceva, Florentina. Zi, Florentina. Nu, n-am vrut să zic nimic. Am vrut să zic că, cum se cheamă, fiind latini, am mai conștientizat un lucru, că până să ajung latini, căutam serviciu ideal în care să fie toate lucrurile cum le doream eu, relația ideală și. Acum când am ajuns aici și am văzut că nu e cum mi-am dorit, eu am zis, stai liniștită, că e foarte bine. Nu există servici perfect, că dacă am zis te duci la următorul, acolo nu o să fie, o să fie totul digitalizat, dar nu o să te înțelegi cu colegii sau eu știu ce, că venea, deci trebuie să fie totul într-un echilibru. Eu Deci am vrut ideal este ce îți dă Dumnezeu. idealizat ce îți dă Dumnezeu. Și știi care e poanta? Să-ți spun o treabă. Ce-ți dă El, acolo rămâi. Pe mine m-a trimis și acum câți ani, ien ani, act, 8-9 ani, m-a trimis la serviciul ăla unde am avut cu șefa probleme, da? Eu acolo și eu puteam să rămân în continuare și acolo, dar n-am mai vrut eu să mai rămân. Deci, unde te trimite el, înseamnă că acolo trebuie să stai. Că rămâi, îi de la el și acolo stai. De ce îți dă el, înseamnă că acolo e bine să stai, că de la el vine. Da. Cum se cheamă? Pleci numai dacă trebuie să pleci. Adică dacă te dau ei afară. Numai dacă te dau eu afară, da. Da. Numai atunci să pleacă. Da. Eu, înainte de a avea serviciul ăla, așa, eu am lucrat la bancă. Și acolo, la bancă, s-au făcut reduceri de personal. Și m-au dat ei afară, eu am fost foarte tristă că am plecat de acolo, fiindcă na, era la bancă, eram la resurse umane, la comerț, banca aia, cine era ca mine? Așa. Și după aia m-am dus la ăsta, că eu, nici ăsta nu era rău, că eram la stat și așa. Dar m-au scos de acolo. Acolo n-am stat mult, am stat până într-un an de zile. Acolo am învățat foarte. Ăla au fost pe post de școală, că eu am învățat foarte multe lucruri acolo și după aceea m-am dus aici. Și eu n-am vrut. Dacă vă povestesc cum m-am angajat eu la serviciul ăla, râdeți de vă prăpădiți, că eu i-am dat telefonul lui Hichi dimineață, la ora 6:30 și îi spun, zici, da, ce s-a întâmplat? Și zic, nu mă simt bine, parcă am niște amețe, la care Chichi îmi tai macarona și îmi zice, a, deci nu vrei să te duci la interviu. La care eu de acolo zic,
foarte departe, Chichi, este foarte departe. La care ea zice, măi, du-te, măi, până acolo, că n-are ce să-ți strice, faci experiența unui interviu, că de fiecare dată e altfel. Și am zis, aoleu, Chichi, trebuie să merg până acolo o oră jumate dus, o oră jumate întors, trebuie să schimb nu știu câte mijloace de transport. Ce zice? Mă, eu în locul tău m-aș duce. Hai, termină, că n-ai nimic. Îmbracă-te și du-te. Aveam la ora 10 termin. Zic, nu, lasă, că nu mă duc, că nu știu ce. Și ea zice, hai, gata, du-te, îmbracă-te. Și eu îi spun ei, zic, nu mai am când să mă duc, că deja întârzi, că am stat cu ea nu știu cât de vorbă, știi? Și la care ea zice, măi, du-te acolo că nu întârzi. Auzi, Marius, am dus. Deci eu aveam termen la ora 10. Am ajuns în fața firmei, era 11 fără un sfert. Am urcat ultimele două etaje, le-am alergat, știi? Și când am ajuns acolo, deci șeful meu, când m-a văzut, i-am căzut, nu, așa în brațe, eram toată roșie la față, eu, iertați-mă, da, am avut Nu. scoarță autobuz și am zis, vai, dar vă rog frumos, stați aici. Eu eram toată roșie la față, curgeau broboadele de apă pe mine sau un pahar cu apă, stați liniștiți, zic, vă rog, iertați-mă, eu am vrut să vin punctuale, zice, vă rog frumos, stați liniștită. Mi-am tras sufletul, am opus pe scaun acolo, mi-a dus și apă, făcea vânt așa. Și acum, Ana, am rămas în interviu 2 ore jumate. 2 ore jumate. Și era el și cu încă o fostă colegă de-a mea, le-a plăcut foarte mult de mine și o zis, gata, noi am vorbit foarte mult despre ce am de făcut, cum e cu programul ăla, cum e așa. La un moment dat și el zice, gata, am vorbit destul despre astea, câți bani vreți? Când începeți? Cum? Eu eram total fascinat, dar în spatele capului meu tot era chestia că e departe, aia mă deranja pe mine complet. Așa. Și m-am luat așa de repede, că n-am mai asta. Zic, păi aș putea, nu știu, în 2 săptămâni. Și gata, facem contractul, pa, la revedere. Și m-am ridicat și am plecat. Deci, uite așa m-am trezit eu acolo la fermă. Eu drum spre casă, era eu, măi, dar am făcut eu bine că le-am spus la ăștia că mă duc, că nu știu ce, și o sunt pe Chichi, zic, mă, ăștia m-au luat. La care Chichi zice, bravo, felicitări, bem șampanie. Zic, mă, Chichi, măi, dar eu știu, aici am făcut eu bine și aia zice, băi, ești proastă de grămadă. Zice, ce vrei? Ești la stat, cum se cheamă, automat ți se ridică salarul, ai tot felul de avantaje, de la ăia numai dacă ai omorât pe unul, îi învingi cuțitul în spate, te dau afară, ce vrei tu? Zice, eu știu, dai departe. Eu aveam idei puține, dar fixe că era departe. Așa, Marius și-am început la ei, Doamne. Deci șeful ăsta, așa de omenos și ne-o ținut pe toți așa împreună și cu colegii așa de bine ce m-am înțeles. Păi eu mă duceam la ăștia, le făceam, mă duceam în România și veneam de acolo cu tot felul de produse, le făceam brunch românesc cu șervețele roșu, galben, albastru, cu ceapă și cu ardei, eu le căram pe toate din Ce România înseamnă și cu brunch? Ce înseamnă brunch? brancei, nu-i nici mic dejun, nu-i nici masă de Aperitive, prost. aperitive. Îi între, nu? Nu, nu aperitiv. Adică dacă e mai mult decât micul dejun și mai puțin decât prânzul. Adică la micul dejun bei o cafea și mănânci o felie de pâine cu unt, la brunch ai și sărat și dulce, ai mai multă mâncare. Ai tot ce se mănâncă la micul dejun. Păi Ouă, clătite. veneam cu cozonacii de la Iași și la vamă când asta spuneau, vai, dar n-aveți voi, zic, nu poți, nu se poate, zic, vă dau și vouă felii că mă așteaptă nemții, trebuie să mă lăsați cu cozonacul, nu se poate, zic, asta nu merge, cu platou de prăjituri, nu asta, foarte bine. Și au fost, deci, Le placă cozonacii? Nu știi. dar cum,
așteptau. Prima dată a fost, nu prea, mamă, și după aceea, că, nu spun că șeful meu, că ne spuneam, șef, am și eu, mă duc și eu puțin în concert, zice, dar unde te duci? Zic, mă duc și eu în Canada. Zice, dar ce faci în Canada? Dar România când te duci? Din Canada, le-am adus niște sirop de la de ahorn și nu mai știu ce. Dar de România le aduceam și veneau și ei, acolo mă trimiteau. Când te duci în România? Și o făceam cu drag. Iar în ziua de astăzi, cu toate colegele mele și cu fostul șef, noi am rămas în relații și ne întâlnim și suntem în relații foarte bune. Deci a fost, deci m-a trimis Dumnezeu cu forța. Și Dumnezeu, eu neștiind, atunci n-aveam eu treabă. Am ascultat-o pe Dumnezeu din chiche, de m-am dus. Vezi ce înseamnă să asculți de ce îți vine din față? Da, fiindcă eu, stai să spun, eu nu vroiam acolo unde am fost, eu am vrut în altă parte, era aproape de casă. Eu după jobul ăla tot plângeam și tot așteptam să după mă prind. Confort, să nu fie greu cu transportul, da. Și-a fost foarte bine. Dar așa, deci, iar acum am zis, măi, că la jobul ăsta vreau să-ți spun că eu am uitat că ei m-au căutat. Când m-au sunat, eu le-am trimis CV-ul. Și ei m-au sunat și mi-au zis că mai au nevoie de niște hârtii de la mine. Cum le-ai trimis tu, așa ne-am trimis și eu. Și după 2 săptămâni m-au sunat și mi-au zis, dar nu ne mai trimiteți și celelalte hârtii, că ați spus că ne trimiteți. Și eu am întrebat, dar dumneavoastră cine sunteți? La care ei zice, păi noi suntem de la KFOB. Zic, KFOB, KFOB... Zic, parcă am auzit eu de ăștia, deci eu nici nu mai știam care că eu mă trimisesem CV-ul la atâta lume. Eu zic, dar mai spuneți-mi ceva dumneavoastră, că zic, nu știu unde să vă iau și unde să vă pun. Zice, păi eu îți frau cu tare, am vorbit. Zic, a, aoleu, zic, am uitat de voi. Zic, da, vă trimit imediat. Și atunci mi-am dat seama, mă, dacă Dumnezeu a pus-o pe tante aia după 2 săptămâni să întrebi de hârtii, zic că înseamnă că eu acolo am treabă și am fost atentă pe aspectul ăsta, că eram deja la tine. Și tot așa m-am dus, am avut interviu și pe loc, gata, au zis gata, veniți la noi. Și mi-au trimis contractul și imediat am Este avut... locul unde lucrezi acum? Da. Bravo. Bravo. Da. Tot, deci de acum știu, știi? Când văd că mă trimite și așa... Îți vine ceva din față, vine de la el. Da, și atunci eu am zis, mă, dacă el m-a trimis aici, eu unde să plec de aici? Când m-a trimis, mi-a zis, vezi, o pus-o pe aia să mă caute după 2 săptămâni. Zic, stai aici, că stai bine, nu ai treabă. Și asta. Da. Hai să vedem, Simona. Concluzie. Concluzia. Lupta e tot timpul numai cu noi, Marius. Cu noi și cu corpul nostru, cu dorințele noastre, cu obiceiurile noastre, cu plăcerile noastre, cu diavolul. Programele noastre. Deci lupta e numai cu noi. Atât. Nu cu celălalt. Și asta e și cel mai greu, pentru că te lupți cu tine și vrei să-ți faci ție nebine. Dacă punem binele ăsta, eticheta că e diavol, am mai lupta? Păi da, binele, diavolul ăsta e dulce, e crocant, miroase bine, e confortabil. Păi asta e definiția lui, asta e definiția lui, cu asta se ocupă el. Păi se pricepe foarte bine, deci face o treabă super, pot să zic. E profesionist. Da, și este. Da, deci atâta pot să zic, că lupta e cu noi și o să fie tot timpul, toată viața. Deci niciodată nu o să zicem, hop, gata, am trecut pârleazul, da. Poate totuși să trecem pârleazul dacă peste tot îl vede numai pe Dumnezeu, mă gândesc. Că pierzi eu, că nu ne-a pierdut eu, nu mai pasă bine ceva neplăcut din față. Și dispare lupta. Păi n-ai spus tu, Marius, că după aia Dumnezeu, dacă se supără pe noi, ne ia mintea iarăși și iarăși ne aruncă în joc? Păi depinde dacă suntem constanți în starea asta. Dacă ne vede că suntem, ne străduim,
să rămânem în această înțelegere și nu o abandonăm deloc, atunci înseamnă că merităm toți laurii. Păi, cred că asta este ce ne ține, da. Atunci te dă coronița de locul întâi. Uite, să-ți spun o chestie. Eu am avut zilele trecute, că i-am spus Simonei, o discuție cu o colegă de-a noastră, care mi-e foarte dragă și o știi și tu, e în capătul celălalt al Oceanului Indian, da? Și am vorbit cu ea și... Deci ea are învățătură, are experiență, că și ea, noi doar am făcut webinar împreună, de același timp de când și eu la tine în școală. Și zic, măi, da, zic, cum e că pui, că dacă, mă rog, domnul cu care ea, că dacă se întoarce tot așa cum vine, să nu degeaba vine, știi? Și zic, băi, ce face Mihaela? Punem condiții? Noi știm că nu trebuie să punem condiții. Și ea mi-a zis o chestie foarte interesantă. Și anume zice, Floricel, păi așa îmi zice. Zice, eu sunt conștientă că încă mai am ego, că am dorințe, că am pretenții. Deci, vezi? Nu merge așa. Păi dacă are pretenții, va avea o poziție din față. Vezi că nu-i simplu, adică chiar dacă ești de Păi trei nu ani înțeleg, vrem să ne fie bine, dacă n-ai pretenții, nu să ne fie bine. deci Adică, nu-i ce ușor, vrem noi? vezi, nu-i ușor, asta vreau eu să spun, nu-i ușor, deci cunoști învățătura, știi care-i chestia și atunci chiar o, cum se cheamă, a fost chiar așa ca o cedare, cumva așa am simțit eu, mă, încă mai am ego, încă mai asta este, nu știu cum să-ți spun, adică așa am simțit eu situația, știi? Poate mă înșel, dar așa am ca o nachgeben, ajută-mă, Simona. Gebetu, Gebenach. Da, adică nu că o renunțat. S-o detașat, știi? O Da. detașare așa, adică o acceptă situația așa, că ea încă are ego și acceptă asta, știi? Pe de o parte nu poți să spui că e ok, adică ai sinceră, că așa o și zice, măi, eu sunt sinceră față de mine. Dar tu vezi că în momentele astea, deși știi niște lucruri, știi că, cum am zis noi, Dumnezeu în față, deci Dumnezeu acolo făcut niște lucruri care ei nu-i convien, dar ea pune condiții, că zic că dacă nu vine, nu știu cum, degeaba mai vine. Da. Bun, mulțumim frumos. Foarte interesantă emisiune. 2 ore. Mulțumim că ați rezistat și că Și noi îți mulțumim, Marius. am mai înaintat puțin. Da. Zi frumoasă în continuare, O tuturor. zi bună la amândoi. Pa.